Fiecare mânca altceva, din provizile sau din frigiderul propriu, fiecare se gândea la altceva. Stăteau în jurul mesei doar Venera, Elena și Cora. Dan nu coborâse, Contaș după toate aparențele avea să-nopteze în oraș. Nici Șerbănescu nu se întorsese, Titi urmărea la televizor un film de război. A fost o zi goală," declară visătoare Elena. Încă una." Nu supor zilele astea cenușii, sunt oribile. Mânja ca de obicei farfuria, disecând fiecare fibră din felia de rasol. Jack, în picioare, pândea resturile. Culegea peste umărul pianistei zgârciurile și pielițele izolate pe margine, cu un aer absent, parcă din distracție. Mi-a trecut prin os. Nu pricep cum pot să zacă unii cu mâinile în poală. Georgeta încălzea niște sarmale și păzara aragazul. Toată bucătăria mirosea a varză. Era singura pentru care cina nu reprezenta o masă frugală. Mânca gospodărește, trei feluri, uneori și ciorbă. Nu pun geană peste geană dacă-mi ghioră emațele. Mă seacă la inimă. Venera își a treia felie de pâine cu unt și preseră parmezan. Sorbi din ceaiul tare cu mult zahăr și lămâie. Sesiză intenția lui Jack și mută brânza lângă perete. Notarul încercă să o ocolească, dar privirea venerei îl țintui locului. Nu vorbea aproape niciodată și, cu excepția Georgetei, toți se simțeau nelandemână în prezența ei, răsuflau ușurați când părăsea încăperea. Avea o privire grea, direcționată, care se pleca rare ori. Jack înghiți în sec și a început să fredoreze o arie, continuând să vâneze bucatele din ochi. Georgeta stinse aragazul și se apucă să spele niște linguri în chiuvetă. Notarul își făcă la iuțeală o sarma și o înghiți hulpav. Din cauza fierbințelii se înnecă. Fără să știe despre ce e vorba, Georgeta îi izbi câțiva pumni în spinare. Coral încezea în fața ceaiului decolorat își strânsese părul în vârful capului și părea extrem de tânără. Gâtul ieșea firav și delicat din dantela rochei ok, de casă. Titel!" urlă pe neașteptate Georgeta ștergând lingurile. Hai la masă, Titel!" completă spre ceilalți. Nu știu cui e să o fi zbit băietul ăsta, că tare cul și deștept. Dă-i lui o carte, o gazetă și nu-i mai trebuie nici mâncare. Eu spun drept zăpă celile istea de la televizor mă amețesc, îmi crește tensiunea. Venera se mulțumi să zâmbească ironic. Cunoștea cultura lui Titel, almanahuri, reviste umoristice, filme polițiste și cele 52 de volume ale lui Metro Grimo. Miroase varză, șopticora și simți că îi se face rău. Elena o ținea pe a ei. Când sunt indispusă, nici nu pot exersa. Asemenea zile ar trebui rupte din calendar. Mi-am căutat pălăria de pai cu violete, nu reușesc să o găsesc. Jack nu se clintea de lângă Aragaz, declară sonor. Englezii recomandă o singură masă substanțială, micul dejun. Degetele manevrau discret pe marginea tigăii. Nu nădăjduia la încă o sarma, dar câteva fire de varză se puteau ciupi. Cora sorbi din ceaiul rece. Ce-o fi acum la mare? Încă n-am văzut Constanța iarna. Trebuie să iau legătura cu proietii violoncelistul. Are concert vineri, spuse Elena, foșnind hârtia unui pachet. Înăuntru se aflau trei tarte cu portocale și un cataif. Jack își schimbă instantaneu teatrul de operații. Se uita la pianistă cu mușcă, o privea fix cu o lăcomie insuportabilă. Elena nu-i dădu importanță. Georgeta scoase două ștergare din bufet și le-a șternut pe masă. Iacă, aistea aleam dinainte de-a mă mărit aristică. La examenul de capacitate am brodat un tişlai fără în fier de păr. Era ce păr aveam, roș și lung o podoabă." Venera trase mai aproape farfurioara de gem. Cum am rezistat atâția ani? Cum i-am suportat? Nu-mi pare rău de nimic." Până la anul nou mai sunt trei zile și uite, stau aici, mănânc, beau, ascult. Sunt lucruri pe care nu le voi mai înțelege niciodată. Jack ajunsese la capătul puterilor. Elenuțo, hm. știi, n-am ieșit azi în oraș. Crezi că ai putea să -mi, da, să mi împrumuți o jumătate de prăjitură? Par extrem de proaspete și apetisante. Pianista nu l-a auzit. În realitate, Proieti e un mare virtuoz. L-am ascultat la Viena în 40. Eram un copil pe atunci, dar nu mi-a fost greu să-mi dau seama. O manieră foarte personală de a interpreta. Mai ales Dvorac." Hai, Titel!" strigă din nou Georgeta. Se răcește mâncarea. Lasă-mă cu coană să vă filmul." Eh, ce ți-am spus! Demi, Titel, calca cărturar!" Elena!" scânci exaspera notarul. Pianista își întoarse fața ștearsă, în jurul ochilor dăduse cu cremă, clipi nedumerită. Ce Dumnezeu vrei! O jumătate de prăjitură, atât mi-o împrumuți!" Elena îl măsură rece. Nu era zgârcită, în general habar n-avea câți bani are în casă, risipea cu o inconștiență boemă. Notarul o nimerise însă într-o zi proastă. N-avea chef să-i dea din simplu capriciu și tot din capriciu cu o seară înainte ar fi fost în stare să-i dăruiască întreg pachetul. De ce nu scumperi? -ți Ți-am spus, n-am ieșit din casă. Altă dată să ieși de când te cunosc cerșești. Geco măsură furios, apoi păru animat de o hotărâre bruscă. Pe neașteptate și înfipse degetele în pachet, își făcă o tartă, șterpeli din zbor două sarmale din tigaia Georgetei și o zbughi. Se auziră pașii precipitați și cheia răsucită de două ori în broască. Elena, consternată, rămăsese fără grai. Georgeta început să locărască minuțios. Cora fu cuprinsă de unul din rarele ei accese de râs. Pe obraj îi curgeau lacrimi. Dumnezeule, biata geta al doilea jaf, iertitel acum!" Georgeta o fulgeră din priviri, se cu furie proaspătă ca o leoaică. Da ce, madam, o furadă de moșia lui tactu? Nu ți așa o leacă pe la obraz?" Corei îi îngheță râsul. Te rog, Georgeta, nu-mi fost cenă, n-am spus nimic. Nu ți de deloc rușine ce ai cu băietul. O lua de la măsa de pe plita ei, nu de la hândrălăi și craidoni. Crezi că nu știu eu cine ești? He, -he. De pui cu ulițe, ca tine plină gârla dâmboviței. Aș pe boieru' ca și sticle, ochii după pompieri. Da, mă, în crucea de piatră cu felina, roșii condicuți ajungeai, dacă nu te culegea Dan. Nu te-ar mai fi cules unde i-a fost Stochina, ar mai avea ochi." Cora se ridică brusc și dădu să iasă. În prag se ciocni cu Dan Manu. Pe chipul palid al inginerului privirile ardeau, scrâșni. Nu pot avea niciun pic de liniște în casa asta?" Cora sorbea din paharul de whisky în răstimpuri trăgea lung din țigară. Venera, ghemuită pe divan, o țintea cu o curiozitate rece. Abajurul verde de la căpătăi îi arunca pe figură o lumină tulbure. Corei, parcă îi era frig, strângea la gât dantelele vechi. În jurul taburetului, rochea de casă cădea în falduri bogate. S-ar fi putut așeza pe un fotoliu, dar asta era încă una din ciudățenile ei. Îi plăceau scaunele incomode, fără spătar. Când o vedeai așezată, îți dădea impresia unei păsări gata să-și ia zborul de pe creangă. Sugera, fără să-ți dai seama, provizoratul lipsa de fixație. Vrei un șal? o întrebă blând Venera. Nu. Acum semeni foarte mult cu Alina. Din cauza rochei, surâse Cora. Un surâs obosit, Venera o privi în plin obraz. De ce nu pleci? Cealaltă o măsură surprinsă. Nu înțelesese sensul. Unde? Nu acum, imediat, în general, de ce nu pleci? Unde rămâne valabil? Unde? În lume, în altă casă, cu alt bărbat. Ești nebună, Venera. Deloc, încerc doar să te înțeleg, să te ajut. Țin mult la tine. Ai un ton ciudat, vorbești de parcă ți-ai face testamentul. Venera își coboră ploapele. Nu îmi spune că-l iubești pe Dan accentuă. Azi, Cora râse încetişor. Ți-au plăcut una explicațiile, Venera, lucrurile nude expuse cu franchețe crudă la un bec de o mie de lumini. Și ce era un asta? Nimic, dar eu le detest, probabil fiindcă n-am o formație științifică. Nu iubesc nici lumina prea puternică, nici expresiile dure, nici sinceritatea excesivă. Și o minte prea lucidă mă înspăimântă, mă simt bine doar atunci când contururile se tulbură, când imaginile se estompează. Asta e literatură, cred că ai devenit victima propriilor tale abțibilduri. Abțibildul 1, cora enigmatică, 2, cora visătoare și misterioasă, 3, cora vicioasă, pentru că treaba în sine are ceva picant și așa mai departe. N-am nimic împotriva lor, sunt de mare efect, am constatat, dar cel puțin în sinea ta trebuie să știu unde pui piciorul. Nu-mi place să știu unde pun piciorul. Și așa avem destul de puține surprize, nu crezi? Uite, draga mea, unul și cu unul fac doi." Cora surâse. Nu sunt deloc sigură. De ce trebuie obligatoriu să facă doi? Depinde ce pui între unul și ce pui în celălalt." Bine, hai să lăsăm speculațiile. De ce nu pleci totuși? Ce aștepți? Nu vreau să fiu dezagrabilă, mai ales după scena Georgetei." Trebuie totuși să-ți aduci aminte măcar din când în când că ai împlinit 36 de ani. N-ai să arăți așa întotdeauna. Avem fiecare o singură felie de tort în viața asta. Firește. Și atunci, de ce nu încerci să prinzi un ultim tren? Încă poți alege pe cine vrei, să poți reface viața splendid. De ce să mi-o refac? Sfinte Dumnezeule, de ce să ți-o refaci? Ca să fii fericită, să simți și tu că trăiești, că te bucuri, să dai ai ba știe ce... Cora și netezi faldurile moi de catifea. Spuse încet. Nu cunoști dintotdeauna Venera. Acasă, cu Alina, mai târziu, doar cu tine și cu Toni. Înainte de a mă mărita, după, o privi cu ochii larg deschiși. Mă ții minte vreodată mai fericită decât sunt astăzi? Mai văzut mai expansivă? Mai într-al șaptelea cer? Venera înghiți în sec, se simțea tulburată. Într-un fel, Cora avea dreptate. Vrei să spui? Mă exprim stângaci. Vrei să spui că n-ai vocația de a fi fericită? Că n-ai capacitatea de a te bucura? Ești o femeie inteligentă, Venera, surâse. Mai poate însemna și altceva, că am fost totdeauna fericită. Că de 36 de ani navighez pe o mare constantă. Dan ridică receptorul, un glas pe care nu-l cunoștea, ușor răgușit, întrebă în șoaptă. Inginerul Manu? Da, cu cine vorbesc? Celălalt râse, articulă limpe de cuvintele. Până la Revelion mai sunt cinci nopți. Într-una din ele vei muri? Poate mâine, poate poi mâine. Încă nu m-am hotărât. Pe curând. Legătura se întrerupse, Dan rămase cu receptorul în mână. Jack părăsi fluerând cabina telefonică, cumpără un covrig, apoi intră la un cinematograf de cartier. În realitate, spuse Cora, toți simțeam că Daniel în primejdie, nimeni nu putea însă lupta cu încăpățânarea lui. Pe cine includeți în acest toți? Tata, Venera, Mihai Șerbănescu, eu? Vorbiți-mi despre sora dumneavoastră, spuse Minerva. Ce fel de om e? Cora oftă, privirea ea lunecă undeva, în gol. Am considerat-o totdeauna o femeie remarcabilă. Dreaptă, corectă, excelentă profesoară, Capabilă de multă dragoste și dăruire în ciuda aparențelor. Adevărul a devenit pentru ea un cult. Hmm, bănuiesc că acesta e motivul pentru care ai zbuti să-și atragă atâtea antipatii. Nu vă înșelați. Pe undeva nu se simte în stare să admită că oamenii au defecte, și când le constată, e prima care suferă din cauza lor. Ce atitudine avea în general față de soțul dumneavoastră? Fața corei se crispă imperceptibil o indiferență de gheață. Numai? Simțea privirile stăruitoare ale Minervei și rosti încet. Poate că nu la grea foarte mult. De ce? Nu știu. Sunt puțini cei care se bucură de aprecierea, de prietenia venerei. Cine a avut însă norocul să o cucerească, poate conta pe fidelitatea și devotamentul ei. Știa că Minerva discută cu Cora, o auzi pe maică să crăpând ușa, se prefăcu că doarme îngropându-și capul în pernă. Să se fi strecurat totuși vreo greșeală? Titel încercă să recapituleze evenimentele. Cora și Venera, ofensate de ieșirea Georgetei, părăsiseră încăperea. Capitolul 6 În bucătărie rămăseseră Georgeta, Titel și Elena. Pianista nu se îndura să se ridice, gândindu-se cu lehamite la preparativele de culcare gargara cu mușețel, pusul lațelor pe bigudiuri, tratamentul petelor albe de pe brațe, un ptisiriasis vezicolor cu un unguent pe bază de sulf care mirosea oribil masajul feței și al gâtului. Georgeta clătea vasele trântindu-le cu zgomot. Am ajuns să-i spăl și oalele. Eu sărit sâfna, o ridica nasul și dus-o fost. Sluga rămâne la bucătărie, cu coanea trece etac. Nu te pune nimeni să le speli," spuse Elena căscând. La urma urmelor, un pahar și o aproape n-a mâncat. A așteptau până mâine dimineață. Georgeta să răsuci furioasă. Dacă aș putea trece pe lângă treabă să zic bună ziua și să-mi văd drum, bine ar fi. Și iar bine ar fi când vă aș din cei mascați în bucătărie și frigider să stau dinaintea oglinzii și să-mi potrive spălăria și combinezonul." Da nu, eu sunt blăstămată, robez în zor și până în noapte și dremulțămită, mulțămită, male cu țâfnă și ocar!" car. Georgeta încercă să plângă, improvizând un mârâit pe nas și strâmbându-și cumplit fața. Elena se simție atinsă. Pălăria, combinezonul și gândacii o vizau personal. Redeveni visătoare și începu să-și răsucească absentă o șuviță de păr. Titeli sprăvi masa, a zvârli neglijent șervetul în farfurioara murdară și își aprinse o țigare. Hai, mamă, nu mai croncăni! În casa asta îți vine să-ți iei câmpii! Cretinul la urlă discursuri, pianul adră, tu pe la etaj să plimbă fantome, o familie de furioși! Stimulat, tânguitul Georgetei căpătă proporții. Că nu s-o Dumnezeu nici de o căsuță să împarte la bătrânețe! Iaca! Stau în străin la mâna lor, dar lasă dragul mami cum strânge bănișori și n-am muta să știu că n-am ce pune în gură. Tite -o reteză sarcastic. Unde? Să o găsi și pentru noi o palmă de loc. Zic să te grăbești atunci. mă, Mâine te trezești cu trențele pe trotuar. E și asta o palmă de loc. Conchise filozofic. Strâmbăturile pieriră de pe chipul uscat al Georgetei. Își înfipse agresivă mâinile în șolduri. Doi că, piet idiotule, cine să mă dea afară din casă? Pentru o măsură ironică, apoi își mută privirea la pianistă, asociind-o la cele ce urma să spună. Sunteți fraiere făcute grămadă. De ce crezi că vor să scape de Dan? Elena a făcut ochii mari. Cine vrea? Cine? Strivi cu dispreț mucul de țigară și arătă spre etaj. Șmecheria i-a dă sus. Cora și ducile de contaș de contaș de covur lui sau vâlcea. Prosti, respinse Elena. Bine, tanti, când doi sta cu umbre la mână să nu-ți plouă clavirul, mai discutăm. Georgeta își suflă sonor nasul și se lăsă pe un scaun. Ba, scâmpi, mă, băiete, o fi aușurati că nu zic, dar mai încolo nu o duce capul și e nici așa de proastă să taie vaca grasă plină de lapte. Ce face ea singură? Vădă un șut în fund vouă și băiețașului Jack, mie nu-mi pasă găsesc unde să mă lipesc și rămâne jună văd vă cu o casă cum n-au zece șmecheri în București. Mai meditați la chestia asta, a fetelor, când vă pune părul pe moațe. Eu v-am salutat, închise ușa ostentativ. Elena și Georgeta se priveau buimace. După ce se întoarse acasă, notarul ținu o scurtă conferință, ora în fața oglinzii scorojite din odaia lui, pe teme de pictură. Reveneau în frazele pompoase nume răsunătoare Michelangelo, Perpesicius, John Locke și Ion Dălănescu. Își sprăvi mica ditirambă într-un chip extrem de glumeț, invitând cu generozitate grațioasă asistența imaginară la un escalop stropit cu un admirabil Burgogne 1952. În realitate, trecuse într-o seară pe la Cina, obișnuia să o facă frecvent. Cina, ambasador Lido, totdeauna are restaurante de prestigiu. Intra cu un aer extrem de aferat, se dezbrăca la garderobă și pătrundea plin de degajare în local. Își subția distins privirea, cernând toate mesele ca și cum ar fi fost în căutarea cuiva. Se ducea apoi la șeful de sală și îi comunica important că persoanele care vor întreba de domnul Jack Moraru sunt rugate să-l aștepte. Chelnerii îl mirosiseră repede. Unul mai tânăr, cu ocazia vizitei următoare, îi transmise confidențial și într-o manieră impecabilă ca ambasadorul Republicii Costa Rica și înșără vreo 17 nume spaniole dintr-o rosuflare, echipe de fotbal, filme mexicane și cei mai trecea prin minte, Atletico Bilbao, I. Pedro, I. Francesco de Santa Cruz de Barcelona, I. Real Madrid, etc., năucindu-l pe notar, l-a așteptat rândul trecut până la închidere, într-o proastă dispoziție evidentă. Din zece în zece minute, întreba de domnul Jack Moraru. Notarul se fâstăci inițial, apoi marșă, plăcându-i să creadă că e vorba de o confuzie. Cu prilejul unor astfel de turnee, Jack șterpelea câte o murătură apetisantă de pe mesele de serviciu, o frunză de salată, o garoafă sau, cum se întâmplase la cina, menul legat între coperte lucioase. Acasă îl studiase cu meticulozitate și familia surprinsă a avut ocazia să-l audă exclamând plin de nostalgie. Doamne, ce dor îmi e de niște truitos amand!" sau... N-am mai mâncat de multă vreme un mixt grill. Să vă spun eu o masă, băieți, consomea la Madrid, asiete englez, pigeonzo o champignon, la urmă bomb glase și așa mai departe. Georgeta, absolventa școlii de menaj, de prință cu denumirile simandicoase, i-o tăiase brutal. Cei i tot, dai zor cu consomea la Madrid, ciorbă de burtă mare scofală și asiete englez, câteva bucățele de oaie și porc și vită tăiate subțire și împrăștiate în blid. Pe la 11, notarul părăsi camera și urcă în vârful picioarelor la Dan. Își lipi urechea de ușă, asigurându-se că nu se aud glasuri și ciocăni discret. Inginerul în pijama nu și ascunse indispoziția. Ce naiba vrei? Doar câteva clipe, dănuți. Se apropie conspirativ și suflă în obraz. Cum te simți? Ca de obicei. Ce a zis doctorul? Până nu vede analizele, nu se poate exprima. Bineînțeles, e un mare practician care nu se avântă în diagnosticuri înainte de a avea o certitudine. Poți fi sigur că te va trata cu toată solicitudinea. Ți-o spun între noi, mi-este extrem de obligat. Am remarcat, rânji inginerul Manu. A și pus problema onorariului. Jack ridică brațele spre cer. Ce copil ai rămas, dănuți? Ăștia sunt oamenii. Dacă ai vedea ce dosare îmi trec mie prin mână, te-ai cutremura. Părinți care își dau copii în judecată, frate și soră îndârjiți pentru câțiva metri de teren sau grădină. Mă rog, făcu celălalt absent. Se vârâ în pat și ridică plapuma până la bărbie. Moraru trase un taburet mai aproape. șopti. Tocmai despre o chestiune similară doream să discutăm. Înțelegi, eu, ca jurist frecat în toate bușurile, sunt obligat să reflectez. N-ai de ce să te enervezi, discutăm așa între noi, discreție absolută. Ascultă, Jack, am luat un somnifer, vreau să dorm. Celălalt nu îl să-i sprăvească. Tu înțelegi, te-am iubit totdeauna ca pe copilul meu. Îți sunt unchi, nu-i așa? Și faptul că biata aura nu mi-a dăruit un fiu, mi-a stimulat sentimentele paterne. Nu te uita că sunt uneori mai brutal, nu-i așa? Poate nu-mi simți totdeauna prezența afectivă. Când te zbați în ecazuri, am însă o discreție, mă înțelegi? O pudoare care mă împiedică, dar sufletește inima și cugetul meu te asistă fără încetare. Manu izbucni iritat. Dă-o dracului, Jack! Ai venit să-mi ții discursuri la miezul nopții, fii pudic dacă tot te lauzi. Nu-i miezul nopții, dănuț, abia 11. Înțeleg perfect starea ta de spirit și să știi că sunt la fel de necăjit. De ce n-ai băiești necăjit? Moraru își compuse o expresie îndoliată. Am iubit-o și eu pe Cora. Decepția este teribilă. Ți-am interzis, un singur cuvânt. Știu, știu, dar acum suntem între noi. De-aia nici nu l-am adus pe titel. Poate nu te simți la îndemână. E prea tânăr, deși n-ai idee ce simțitor e băiatul ăsta și cât suferă pentru tine. N-am nevoie să suferiți, lăsați-mă în pace, vreau liniște. Exact ce mi-am închipuit și eu. Ai nevoie de liniște. Atât ați mai spun dă nu și-am plecat. Te-ai gândit o singură clipă cât ar avantaja-o pe cora, situația de văduvă. Te rog, te rog, vezi, asta nu-mi place la tine, te enervezi prea repede. Să-ți ridic puțin perna, cară-te!" scrâșni livid, inginerul. Notarul se ridică de pe taburet ți zic eu ca specialist, casa asta face cu ochii închiși șapte sute de mii. Mâine îți găsesc un cumpărător la un milion, evident, fără locatari. Pe măsură ce vorbea, se îndrepta de-a de spre ușă, ca și cum s-ar fi temut de o reacție din partea lui Manu. Îți mai atrag atenția că vi l-ai achiziționat în timpul căsătoriei. Chestie importantisimă!" sublinie cu degetul ridicat. Din oficiu, deci, în cazul unui trist eveniment, nevastă tare dreptul la jumătate. Pentru cealaltă, vine în concurs cu eventualele neamuri. Iar, într-un proces de succesiune, noi oștii la alți, rude relativ îndepărtate, putem fi înlăturați cu un simplu bobârnac. Totul e în funcție de avocat. Pentru obiectele mobile, tablouri, argintărie, colecția de timbre, pe puțin al milion. Cora nici nu discută într-o noapte cu un camion care totul și după aia dovedește că pe peretele ăsta a spânzurat un Andrescu sau un Tonița. Nu uita că se împucură și de sprijinul lui Toni, un pișichier formidabil, am aflat eu niște chestii, în sfârșit, ieși, yes! urlă scos din minți Dan, nu te enerva dragă că n-are rost, să știi că-ți face rău, spuse Jack cu mâna pe clanță. În fond discutăm ipoteze. Atât am vrut să reții, Cora și Tony au tot interesul să te lichideze. Să dea Dumnezeu să n-am dreptate. clătino din cap fără convingere și se strecură pe ușă. Dan, cu dinții strânși, și încleștă degetele în cearșaf. Somnul îi pierise. Câteva clipe nu vorbi niciunul. Minerva cercetă figura bărbătească a geologului, palidă acum și contractată de griji, mâna energică, bine modelată, cu pielea uscată și negricioasă. De când lumea a început să umble aproape dezbrăcată pe stradă, mâna așa pierdut considerabil din importanță. Că poeți o mai cântă azi, câți pictor mai migălesc la fiecare falangă. A simțit, deci, declară cu o mișcare vagă a umerilor, adunându-și gândurile că suspiciunile împotriva doamnei Manu luau proporții. Mihai Șerbănescu înclină capul. Tite a mers cel mai departe, dând -un limpede de înțeles că toate interesele Corei converg spre înlăturarea lui Manu, spre asasinarea lui. Interesant! Cum ați reacționat? Am încercat în nenumărate rânduri să-i atrag atenția doamnei Manu asupra primejdiei. Desigur nu aveam posibilitatea să discutăm pe îndelete. Ai casei erau numai ochi și urechi. Am reușit să oprim pentru jumătate de ceas, duminică noaptea. Mă întorceam de la o petrecere și am găsit-o hol. Când o văzut pe cora, ochii geologului sclipiră. Petrecuse o zi gălăgioasă și obositoare alături de niște amici provinciali, foști colegi de facultate, sosiți în capitală pentru diverse probleme ce urmau să se rezolve la minister a doua zi. Hotărâseră să petreacă o duminică bucureșteană trăsnet și să facă praf banii sustrași metodic timp de o lună vigilenței conjugale. Trăsnetul se redusese în ultima analiză la o plimbare de trei ceasuri cu getaxul în lungul și în latul capitalei. Pe amândoi, foști bucureșteni, îi fascinau cartierele noi, pajura Bercen și Titan. Uite, domnule, ce chestie!" Era aici o groapă. Unde uiți deșteptule? Acolo în stânga complexului unde plutesc corăbioare. Trăgeam la ficii, și ne ascundeam în bălării. Ți minte filmul ăla călărețul fără cap? Am fost împreună la cinema Arizona. De 14 ori l-am văzut după aia. Sau când ne strecuram pe sub dărâmături la cartea românească. E un magazin acum, acum n-ai bai zice. Romarta copiilor. Bravo, ai reflexe. Când am găsit patinele și sticlele alea de un chil cerneală pelican, ne-a amețeală. Ne simțeam nababi. Mișto ciuperca aia ce acolo? Circul nou. Începuse apoi o serie de aperitive, dejun și cină în diverse localuri. La 10 seara în sumă vreo 8. La 11 șerbănescu abandonase proaspeți, treji și nevătămați în fața hotelului, buimăcit de rezistența lor. Din stradă văzuse toate ferestrele întunecate, inclusiv a corei, și descuiase ușa grea de stejar masiv, încercând să facă cât mai puțin zgomot. În hol stăruia lumina difuză a unei aplice. Pluteau o atmosferă tulbure, mobilele întunecate sclipeau stins, iar mirosul puternic de brad făcu să palpite nările geologului. Cora, dreaptă și imobilă, privea fix bradul, într-o atitudine în care familia o surprindea tot mai des, în ultimele zile. Părul parcă pudrat cu argint, talia grațioasă, faldurile bogate de catifea, îți purtau gândul spre o marchiză încremenită pe fildeșuri, patinate de acum 2-300 de ani. Șerbănescu se simți dintr-o dată înșfăcat de ceafă și a zvârlit undeva în timp și în spațiu, undeva departe de duminica de decembrie rămasă în spatele ușii de stejar, de străzile nințe ale Bucureștiului, de amicii provinciali care își sorbeau acum vinul rubinii un pocal înalte la barul hotelului. A zvârlit paltonul și pălăria și se așeză lângă cora. Dumnezeule, ce surpriză! Pot să sper că mă așteptai pe mine? Mă simt emoționat ca un copil. Femeia surâse. Dacă îți face plăcere, consideră că te-am așteptat. Așa procedezi dumneata. Mm -hmm. Îmi închipui tot ce m-ar putea bucura și nu mai am nevoie de nimic. Mihai o privi lung, spuse însă pe un ton ușor, flirt amabil și inofensiv. Mi-aș sacrifica un braț să aflu ce te-ar putea bucura. Cora păru să nu l audă. Te-ai distra bine?" Așa, 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 m-am bucurat să-i văd. Pe vremuri alcătuiam o echipă formidabilă și ni se spunea, evident, cei trei mușchetari, dar m-au obosit. Am constatat că au rămas mult mai tineri decât bine. Poate pentru că nu am familie. Nu știu. Statisticile afirmă că burlaci îmbătrânesc vertiginos când, la o privire superficială, ai fi tenta să judești contrariul. Lipsa de obligații și responsabilitate, în fond, nu te ai în grijă decât pe tine. Ar pleda în favoarea juvenilității. În fine, fleacuri de miezul nopții după nu știu câte pahare. Și dumneata? Eu? Cum te-ai amuzat? Cora ridică din umeri. Ocolea constant privirea dilatată a geologului. Ai petrecut zeci de duminici în casa asta. Imaginează-ți oricare dintre ele și... Ai să poți reconstrui ziua de azi, ceas cu ceas. Șerbănescu o examină atent. Și totuși s-a întâmplat ceva. O văd pe figura dumitale și faptul că te-am găsit aici, singură, la ora asta. Nici o grijă, râse uscat Cora. Nu am fost alungată din dormitorul conjugal. Geologul se crispă. Nu-i suporta cinismele. Cora reluă cu o voce joasă. Ca să nu-ți imaginezi cine știe ce, am să-ți spun. Georgeta s-a supărat pe mine, a făcut o criză. Acum totul e în regulă, iar mâine dimineață o să ne luăm ceaiul împreună, ca de obicei. O să mă servească din gemul ei de casă pe șervețele brodate de ea și așa mai departe. Pe tâmpla palidă îi se zbătea o vinișoară, geologului se păru și mai fragilă, mai neajutorată, înduioșător de vulnerabilă. Știa câți a are și totuși o simțea, se gândea la ea ca la o fetiță. Întrebă cu glas tulbure, încercând să-și ascundă emoția. Manu a fost acasă? Femeia clătină capul, șerbănesc cu pipăi buzunarele și scoasă o țigară. Scuză-mă, adică sper să mă scuzi în fond, mă amestec în probleme care nu mă privesc. Nu-l înțeleg pe soțul dumitale. Familia lui te pune în situații îngrozitoare, am asistat la nenumărate scene, iar el nu ia nicio atitudine. Ține la ei și pe urmă cum să procedeze? Să-i dea afară? Unde să se ducă? Eu aș fi prima care m-aș împotrivi. Pentru stropul de menaj pe care ți-l face Georgeta? Nu, mă crede meschină, sunt destul de rea și așa. Nu ești rea, Cora, spuse geologul cu căldură, completă în gând. N-aș putea iubi un om rău niciodată. Plutești doar în voia valurilor, fără busolă. Mă exprim oribil de plat, dar știu că asta e realitatea. Busolă, zâmbi Cora. Sunt unii oameni care nici nu știu cum arată. Sau dacă o au în mână, nu știu ce să facă cu ea, e același lucru. Într-un elan de duioșie, Șerbănescu alunecă la picioarele ei. Îi prinse degetele reci, căutându-i ochii. Cora, ascultă-mă! Cora, îngăduie -mi! Pe chipul femeii apăru o schimă de plictiseală. A, te rog, mi-a ajuns o scenă azi. Nu mă simt în stare să o supor și pe-a doua. Închipuiesc că n-ar vedea cineva. Geologul se simți brusc ridicol, îi abandonă mâinile încercând să râdă. Ai dreptate, ar trebui să-mi amintesc că am împlinit totuși 46 de ani. Iartă-mă! Cora îl privine așteptat de blând. Ești un copil, Mihai! Și acesta este cel mai seducător amănunt din personalitatea dumitale, cu atât mai seducător cu cât îl ignori. Când suntem copii, nu o știm. Îți imaginezi că mai putea ajuta? Sunt sigur că pot să o fac. Dacă mi-ai spune ce dorești, ce visezi, ce gândești, dacă m-ai lăsa să te înțeleg, aș forța imposibilul. Dar dumneata te înconjori de o ceață mai inexpugnabilă decât zidurile cele mai redutabile fortărețe. Spui că ai împlinit 46 de ani, zâmbi Cora. Așa cum îi porți, ai avea dreptul să fii mai cochet. Încă n-ai înțeles că nimeni nu ne poate ajuta, că totul trebuie să plece din lăuntrul nostru. Te naști cu capacitatea de a te ajuta singur sau nu. Ceilalți, indiferent de numărul milostivilor gata să le întindă mâna, rămân toată viața infirmi. Biete ființe șovăielnice fără coloană vertebrală, fără busolă, cum spuneai până la capătul zilelor. Crezi că ajuți realmente un sinucigaș căruia îi smulgi lanțul de la gât înainte de a-și da ultimul suspin? Geologul scutură capul. Acestea sunt simple afirmații morbide, nu le crezi cu adevărat. Te voi ajuta chiar împotriva voinței dumitale. Zâmbi. Unul din puținele acte de violentare a voinței cuiva. Nereprobabil. Femeia oftă obosită. Redevenise brusc absentă, distrată. Prosti. Trăiești într-un viespar toți, dar absolut toți, cu excepția lui Manu, firește și a arhitectului, te detestă. Vor să te alunge de aici. De ce ar face ce? o ce să obțină? O altă nevastă pentru Dan? Poate am simțit de cum am intrat în casa asta că ești indezirabilă, înconjurată de resentimente. Inițial te-am admirat pentru maniera magnifică în care îi ignori. O indiferență cu adevărat regală. Pe urmă am început să fiu îngrijorat, iar ceea ce simt în ultimele zile seamănă foarte mult cu panica. Instinctul mă avertizează că ești în pericol. Instinctul plus alte mici detalii care capăt semnificații. Dragul meu, te afli într-un delir de fantezie. Dacă există un pericol real, acela-l vizează pe Dan." Pe Dan și pe dumneata! Oamenii ăștia născocesc ceva, șoptesc, pun la cale, îți privesc spatele într-un fel care mă cutremură. În față îți zâmbesc." Încă îți zâmbesc!" cora râse. Crezi că vor să ne omoare pe amândoi?" șerbănesc cu tăcu. Trăgea adânc din țigare, femeia întoarse capul. Îi surprinse privirea și se sperie de intensitatea ei. Îi puse mâna pe umăr, șoptindu-i blând. E târziu. Noapte bună, Mihai. Urcă încet scara. Faldurile de catifea mângâiau treptele. Se opri câteva clipe. Cuprinsă de o scurtă ezitare, apoi își urmă drumul. Noapte bună, șopti geologul. Nu-l auzi nimeni. Minerva își ridică privirea. Mihai Șerbănescu mângâia absent pachetul de țigări. N-am reușit să o conving. În hol, o voce emise câteva exclamații pline de alarmă și geca a părut congestionat de efort. Stimată, doamnă, sunteți căutată la telefon! Fidipid, cudrierul de la maraton, n-ar fi avut o expresie mai elocventă. Minerva recunoscut glasul locotenentului Dobrescu. Dă-i drumul, băiete! Un agent de circulație a văzut-o pe Venera Conta și alergând pe strada Cerbului, imediat după miezul nopții. La intrarea în bulevar, durmele se pierd. Vă rog să mă credeți că..." Minerval întrerupse, sâcâită. Caut-o la Claudia Miron, colegă de școală. Notează-ți adresa, Buciu, 45." Câți ani ai, Dobrescule?" 23." Nă, deci să nu sărbătorești centenarul pe acolo. Succes!" Notarul, rezemat de scară, avea aerul ca așteaptă o decorație va intră în camera victimei și deschise jurnalul. S-au despărțit de câteva clipe. Le-am auzit glasurile în hol. A lui Șerbănescu, fierbinte, avântat, plin de nădejde, al corei fad și monoton. Glasul corei cunoaște doar punctul și virgula. Dar inima ei poate că face parte totuși dintre nefericiții al căror drum e presărat cu flori, dar parfumul nu-l simt niciodată. Când mă gândesc câți bărbați au iubit-o pe cor, au divinizat-o, pentru ca în cele din urmă ea să naufragieze în barca lui Dan, pur și simplu îmi vine să râd, un râs care mă cutremură, mă simt golită de logică neputincioasă, ca în spatele unui blestem. Când s-a măritat cu Dan, avea 22 de ani. În vară îi sprăvise filologia, aștepta fără niciun fel de emoții repartizarea. Toni se zbătea să-i procură un post în București și, spre sfârșitul lui August, a plecat la mare. După trei săptămâni s-a întors de mână cu Dan Logodiți. Nu știam mai nimic despre el atunci, dar mi-a fost odios din prima clipă. Cora arăta superb, bronzat în tonul acela dulce auriu al blondelor, cu părul tun scurt, foarte decolorat. Se cu un băiețel în pantaloni roșii de olandă, strimți cu un tricou marinar și balerini albi. Dan părea un bloc de piatră rezemat pe picioare de prichindel. Nici obrazul nu-mi plăcea o gură crudă, privirea tulbure. Mă uitam la ei cu inima sfâșiată de oroare. Nu o suportam să-i văd alături. Mi se părea revoltător ca oamenii aceștia doi să-și dea mâna. Eu, femeia urâtă, plată, comună, fără cel mai mic strop de sex pil eu, care n-am pus niciodată preț pe fizic, simțeam că această însoțire e un act împotriva naturii, un fluture în patul unui șobolan ca totdeauna Cora a refuzat o explicație limpede. Surâsuri, schive, jumătăți de frază. Tony era dezolat. A încercat în limitele energiei lui și ale decenței să împiedice căsătoria. S-a făcut totuși în primăvară, după o logodnă destul de lungă lipsită de peripeții. Urmăream zi de zi încremenită. Cora se enerva. Te uiți la mine ca o pisică, ești ultimul om despre care mi-aș fi închipuit că se poate lua după aparențe. Preferai să iau un derbedeu cu silueta de gigolo? Da, preferam. Aș mai fi priceput câte ceva. Nu găsești că ești egoistă. Ce să înțelegi tu? Nu asta voisem să spun, dar orice aș fi spus era zadarnic. Rochea de mira să i-a trimis o Alina după schițele corei. Avusese fantezia să-și comande o roche dreaptă, extrem de simplă, fără voal. Din parură curgeau ca niște liane până la călcâi șuvițe de argint pe care erau prinse flori mici de câmp, albăstrele, maci, romanițe. Efectul era desăvârșit, îți amintea de primăvara lui Boticeli. N-am văzut în viața mea o mirasă mai fermecătoare. În biserică oamenii o priveau vrăjiți. Auzeai mereu același lucru. Cingașă, originală, ce exemplar superb, o primăvară! În ultima clipă, Alina telegrafiase că nu poate veni la nuntă. Câinele lor, un ogar rusesc de aproape 20 de ani, trăgea să moară. Nu și-ar fi iertat-o niciodată, etc. Au plecat a doua zi în luna de miere. Cora a trecut pe acasă să-și facă valiza. Știam că sunt absurde, oricum. Faptul se consumase, dar mă uitam la ea cum își îndeasă lucrurile în geamantan și plângeam. Corei s-a făcut milă, m-a prins de după umeri. E un om bun, Venera, și puternic, îmi trebuie cineva care să aibă grijă de mine. Se uită lung peste capul meu, în grădină înflorise piersicul. Nu știu de ce florile acelea delicate, roz, m-au făcut să plâng și mai tare. Și mă iubește, la urma urmelor, nu trăim în evul mediu, e ridicol să bocești. Dacă nu să ne înțelegem, nimeni nu ne poate forța să continuăm. Hai, venera capul sus, tu ai fost mereu cea mai tare în casa asta. M-am brățișat, apoi a șoptit cu un zâmbet strângăresc. Sărută-l pe Tony și împacă -l. Tony, inventând un pretext străveziu, dispăruse imediat după nuntă. Probabil nu suporta să o vadă plecând de acasă. Plecând definitiv. Plecarea era concretă. Nunta, forfota ei, o trăise ca și mine, ca pe un vis bezmetic. Ai grijă de tine, Venera. Nu uita măștile cu talc și albuș și băile de sare pentru Tony. A fost singura explicație despre Dan. Nu-i ciudat să mă gândesc la nunta Corei când peste patru zile Dan nu va mai exista? Îl voi înjunghia cu stiletul pe care l-am cumpărat în Turcia. Colegii se uitau curioși la mine. În dugheana negustorului se aflau tot felul de juvaiere, podoave, splendide, evantaie, cercei, inele și brățări, statuete de filde și jad. Mie îmi plăcuse pumnalul, mânerul uvrajat în floriturile tecii de piele. Așa credeam atunci. Astăzi știu că trebuia să-l cumpăr. Da, mai sunt doar patru zile. Purta de obicei mult negru, așa că nu-i fusese greu să-și improvizeze o ținută de circumstanță. La capătul scărilor o întâlni pe Minerva. Părea surprinsă. Plecați? Cora rămase cu mâna agățată de nasturele paltonului. Dacă e necesar, pot renunța. V-aș rămâne recunoscătoare. Cora se dezbrăcă liniștită și Minerva și-a afirmația arhitectului. Îi sunt odioase insistențele, nu cere de două ori același lucru. Pe Minerva, care știa să vrea, și cu cât încercau alții să o convingă să nu vrea, cu atât mai al dracului o voia, asemenea comportare o descumpănea. Cunoașteți jurnalul Venerei? Știam că are un jurnal încă din copilărie, n-am idee însă ce conține. În general, nu sunt curioasă. Eu da, râse fermecător Minerva. Există în caiet câteva referiri la căsătoria dumneavoastră. Dumnezeule, zâmbi Cora, asta ține deja de istorie, sunt 14 ani de atunci. Am înțeles că Venera și arhitectul Contaș s-au opus proiectului. Ce-i reproșau lui Manu? M da, Cora aș trecut degetele peste obraji palizi. Venera credea că era puțin, cred că era puțin geloasă, așa cum sunt unele mame. Ținea mult la mine și era greu să mă vadă plecând. Odată și odată trebuia să plecați. s cotea că sunt destul de tânără ca să mai aștept câțiva ani, așa mi pui că vedea ea lucrurile. Că despre tata, cred că s-o punea din motive pure estetice. A iubit totdeauna cu patimă frumosul, iar Dan avea o înfățișare. În sfârșit, puțin neobișnuită. Ca arhitect, disproporția mai ales îl scandaliza. Nu găsiți că e un punct de vedere cam superficial? Firește, există însă bărbați pe care îi crispează un bust opulent, șoldurile late sau o bărbie dublă. Așa cum există femei care nu suportă chelia chiar dacă posesorii au geniu. Pur și simplu nu se pot împiedica să observe aceste amănunte. E absurd superficial, dar nu o poți lupta împotriva repulsei fizice. Încerc să înțeleg. Mi-a spus ieri că Venera nu la grea pe inginer. E o impresie. Lucrurile acestea, repet, nu le discutam împreună. Nu se poate totuși în atâția ani să nu fi scăpat vreo aluzie cât de mică. Din jurnal rezultă că îl detesta. Nu exagerez vorbind de ură pătimașă. Ochii corei se rotunjiră. E o noutate pentru mine. Încep să mă sperii. De ce? Cred că se sizez unde bateți. Ar fi o greșeală îngrozitoare să vă imaginați că Venera l-a omorât pe Dan. N-ar fi făcut-o niciodată, indiferent de motivul resentimentelor sale. Mi-ar plăcea să nu vă înșelați ce înălțime are. 1.52 e foarte scundă. Încă unul din motivele pentru care își face complexe. Continuați. Venera mă iubește mult și nu suportă să mi se provoace cel mai mic neajuns. În ultima vreme lucrurile nu mergeau bine. Familia îl monta pe Dan împotriva mea și inerent au avut loc unele scene. Într-o seară. Cora trecu încă o dată pensonul peste o geană rebelă. Se machiase discret, puțin vioriu deasupra ploapelor, două pufuri de pudră închisă peste obraj, mai spre ureche. Pomeții prinseră dintr-o dată relief. Rochea cenușie cădea până la jumătatea gambei. Accesorile erau de un verde adânc. Pantofii extrem de fin din antilopă, brățara de email, poșeta, mănușile. Scoase din șifonier haina de lutru un cadou de la Tony când împlinise 10 ani de căsătorie și se întoarse din nou la oglindă. Apăsă de câteva ori pe vaporizator, plimbându-l peste coafură și blana delicată. În clipa aceea intră Dan. O măsură cu o privire scurtă și expresia îi se schimbă brusc. Întrebă inutil. Pleci undeva? Cora examina distrată prin oglindă. Am câteva curse. E urât afară. Și? Ce importanță are? Inginerul înaintă spre mijlocul odăii. Se așeză stângaci pe marginea patului. De ce nu ți-ai pus cizmele? E noroi. Femeia zâmbi fără să spună nimic. Manu își mușcă buzele. Mă gândeam să nu răcești. Am să iau un taxi, de altfel trebuie să trec și pe la Lili Conțescu. Are lume? Da, i-am promis. Hm, curios. Îi arde de primir când Conțescu e în spital abia operat? Inginerul lăsă capul în jos, cercetând covorul alburiu. Cora îi atinse ușor bărbia. Deci au izbutit, așa-i dănuț? Au izbutit. Nu înțeleg. Femeia a avut un gest de oboseală. Foarte bine, renunț, rămân acasă. Nu, nu, bolborosi Manu, părea trezi din somn. Du-te, te rog eu să te duci. Cora își luă poșeta și părăsi încăperea. Dragă Dobrescule, nu știu ce gândești despre mine, dar eu personal consider că sunt la vârsta când încă foarte bine. Fac eforturi să înțeleg de ce trebuie să-mi sparg urechile. Zi mai departe. Minerva mută receptorul în cealaltă mână. Claudia Miron declară că Venera obișnuiește să petreacă noaptea anului nou hoinărin pe străzi. Uneori ajunge la gară și urcă în primul tren. Sunt un gara de nord, un hamal a recunoscut-o în fotografie. A urcat în acceleratul de Cluj la 2.25. Vorbise în șoaptă și Minerva zâmbi. Încearcă să dai de urma conductorului. Ai făcut o treabă bună." Hm, bunicică." Retractă pedagogic. Închise și bătu la ușa lui Jack. Notarul o invită să ia loc cu gesturi de majordom. Câtă cinste sunt onorat, coniță, fă, stimată doamnă." Minerva îl a zvârli o privire caracteristică nu cine știe ce apreciată pe vremuri de elevi. Anticipa câte o hotărâre complet lipsită de noimă. Scoateți o foaie de hârtie, extemporal fulger, aveți 12 minute. Jack rămase cu gura căscată, simțindu-se ciuda de ne la îndemână. Din câte îmi dau seama, Coramanu a fost suspectată de familie. Suspectată? Notarul își bătu dezolat palmele. Termenul scumpă, doamnă, e impropriu. Dacă stau bine și mă gândesc, Operațiunea asta v-aș sugera-o și eu. Jack să privirea în jos. Bate alte cărări și nu pricep de ce. Să fi în Elena sau Georgeta că l-am montat pe Dan? Capitolul 7 Coborât tremurând în hol, Georgeta croșeta pe canapea un tricou roșu pentru titel. Lângă ea lângezea Elena, îmbrăcată în mod excepțional într-un capot pretențios, cu garnitură de blană. Ca de obicei, pe lângă obrajii acoperiți cu pete hepatice, îi atârnau ceva lațe. Jack încerca să prindă un post de radio. Tocmai îi sprăvise o filipică virulentă împotriva imoralității societății contemporane. Deși răcnise din toate puterile, cele două femei nu reținuseră un singur cuvânt. Din când în când, Elena îl întrerupea. Mai încet, Jack, te rog!" Dan făcu câțiva pași prin hol, parcă fără treabă, apoi se așeză în fotoliu. Întrebă distrat. E ceva interesant azi la televizor?" Zăpă pă, răspunse scurt Georgeta. Eu nu la ce mai cumpăra și flajnet aceea, nu-i destulă gălăgie!" Moraru abandonă radioul și strânse bărbătește mâna inginerului, de parcă acesta ar fi fost un străin sosit în vizită, ori nu s-ar fi văzut de mult. Ce mai faci?" Georgeta se holbă deasupra ochelarilor și vârâ un cot în coastele Elenei. Îi nebun! Nebun de legat! Jack abia așteptase să dea explicații. De ce? Un gest cât se poate de reverențios. În Anglia, în fiecare dimineață, fiul strânge mâna tatălui și se adresează cu săr. Ura! Georgeta bătut din palme. Da, muloi pune pătitel să-mi pupe mâna în zor și să-mi zică maiestate. Elena ridică plictisită din numeri. Nu are ce face, de ai trec toate prostiile prin minte. Întrebă căscând, unde-i Cora? A ieșit, răspunse scurt Manu. Notarul deveni dintr-o dată atent, schimbă o scurtă privire <coughs> plină de înțelesuri cu Georgeta. Dano se siză și se enervă. Toată povestea asta cu Cora cădea foarte prost. Credea în fidelitatea ei, o verificase în nenumărate rânduri, și acum, pe neașteptate, începea să se simtă mai puțin sigur. Acum, când era bolnav, când trebuia să se menajeze, când avea nevoie de complicații, de ani de zile se obișnuise să o considere pe Cora o femeie rece, o cochetă, o colecționară de victime, eventual, încântată de efectul pe care îl producea pretutinden în prezența ei la teatru pe stradă, într-un restaurant, speculându-l la maximum, dar atât. Cochetăria ei se oprea la marginea patului, atmosfera de femeie fatală era o roche pe care o dezbrăca de cum trecea pragul dormitorului. La început, Dan își mai amintea de vremurile acelea, fusese cu totul altfel, dar totdeauna la început e altfel. Elena, veșnic neatentă, se strâmbă. Ce idee să ieși pe o vreme ca asta?" La apoviță te stropești pe picioare, poți răci foarte ușor. Depinde, depinde, sări Jack. Dacă ai interese, nu te uiți la lapoviță. Fleacuri, ce interese grozave are Cora. Ce știi tu? Dan Scrâșni, e în vizită la Lili Conțescu. Concesca? Georgeta se întrerupse din croșetat. asta e bună, m-am întâlnit de dimineață cu ea la piață. Căuta struguri să-i ducă să la ploiești. se întoarce miercuri când iese Ionică din spital. Manu își mușcă buzele. Jack îl fura cu coada ochiului, declară senin. Ei, nu o fi reținut de nus persoana. Georgeta se enervă. Își trânti lucrul în poală și își smulse ochelarii de pe nas. Urât mi-o fost mie în viață de omul cu două fețe. Mai am un ceas când o ieși pe ușă, l-trai cu pleca la vânătoare. Vânătoare? Jack își ridică mâna spre cer. O manieră figurativă de a te exprima! N-ai sesiza, draga mea! Zău? Și cam la ce soi de vânătoare te-ai gândit tu? Prinde vrăghii pe calea victoriei? Adevărul e, interveni visătoare Elena, că pentru vârsta ei cor un succes extraordinar. Se ține extrem de bine. Hm, pufni Georgeta. Pune mă și pe mine cu mâinile în poale, dumă tot ziua la coafur, dă-mă cu dresuri și odicolon și ia că tămăs. Inginerul simțea că-i vuiesc urechile, glasurile lor se înfingeau în timpan, îl sfredeleau ca niște burghie înroșite în foc. Notarul râse. Exagerezi, nu poți contesta că e o femeie frumoasă. Categoric, spuse Elena, admirându-și piciorul bine format, cu gleznă fină, dar pulpa cam obosită, străbătută de striații albăstrui. Vorbea fără să se cenzureze. Am văzut-o de altfel în companii remarcabile. Era asta toamnă la Romarta, la cosmetice, cu un bărbat superb, înalt, atletic, o figură de intelectual. Cine? o întrerupse Moraru. Nu cumva, era actorul la Riri Domide, a fost ieri la televizor. Eu nu-l știu pe Riri știu doar că era splendid, cred că-i unic în București. El a fost precis. Discutau un fierbântat, făcând total abstracție de inginer. Manu îi asculta cu o expresie încremenită. Înseamnă că l-a schimbat, conchise George tare și lucru. Titel îmi zicea de ună de un nebun de cela de aleargă după minge, parcă-i de la poliție așa nasare idiotostal meu. Morarul ridică din numeri a schimbat pe dracu, ca și cum nu cap doi cocoși în aceeași poiată și domide și fotbalistul. Georgeta se scărpină cu Andreaua în ureche. Mai zicei tu parcă ceva și dun avocat. Ei, o lai altceva marea a pasiunei, permanent. Păru să-și amintească brusc de prezența inginerului și se sperie. O, oh, dănuți, iartă-mă, ce lipsă de tact, firește, noi glumeam. Nu trebuie să ți seama. Elena se întinse cu chef și se auzi rău oasele pârâind. Parcă, Dan, e copil să asculte prostiile voastre. Ce, adică merg mâine pe stradă cu ăla și cum îl cheamă de la televizor? În sfârșit muzicologul. Înseamnă că mă culc cu el? Ce zici, George, tot de niște frigănele cu mazăre? N-ai mai făcut de mult. George, gata întotdeauna la orice capriciu culinar, înfipse Andrele Lenghem. Jack le urmă încântat, frecându-și mâinile. Bravo, fetelor, vă ajut și eu! Dan rămase singur în hol cu privirea înghețată. Nu, dragă doamnă, spuse Jack Moraru sentențios, nimeni, absolut nimeni nu și-a îngăduit să gândească rău despre scumpa noastră cora care... Înscris, vă rog și semnați! Ioreteză Minerva, sunteți jurist, nu e nevoie să vă aminteți riscurile asumate! Infernal individ! trecu în camera victimei și scoase semnul din jurnal. Mă întreb ce se întâmplă în casă, plutește un aer straniu. Dan arată rău, Cora e mai detașată ca niciodată. Ceilalți parcă știu ceva, am impresia că respiră mai ușurați când văd că plec. De două zile mă bântuie o idee ciudată. Dani, o canalie prea mare pentru ca eu să fiu singura care îi dorește moartea și simt că dacă un altul mi-ar lua înainte, viața mea s-ar goli de orice sens. Ciudat cum destinele noastre se împletesc. Nu-i voi supraviețui probabil nici o jumătate de oră, până și scrisoarea eternă, scrisoare pentru posteritatea sinucigașului și al cărei principal destinatar este de fapt anchetatorul, am redactat-o. Nu sunt ceea ce în general se numește o femeie bună. elevi nu mă iubesc, știu că orele mele fără zâmbet, fără fantezie, pur științifice par înghețate, dar voi rămâne până la sfârșit corectă. Nu suport ideea ca cineva să fie învinuit pe nedrept, chiar de-ar fi vorba de titelor de Jack. Sunt extrem de liniștită, atât de liniștită încât este prima oară după zilele acelea frenetice de acum 22 de ani că pot vorbi despre Mircea. Predam la o școală mică din calea Rahovei, 1953. Mă uit la cele câteva fotografii întâmplătoare și încerc să reconstitui atmosfera. Un București încă cenușiu, sărac, cu locuri virane și ziduri avariate de schije. Un București atât de străin micului pariste dinainte de război pe bulevard rulau primele filme italiene cu Lucia Pose și Raf Valone, Silvana Pampanini și Lolo Brigida, înfierbântau fantezia liceenilor. Gerard Filip așa cu farmecul și vioiciunea lui. Se purtau pantofi cu crep sau papuc, taioare, aceeași jachetă de stofă la care asortai toate fustele din garderobă, Pălăriile și galoșii dispăruseră cu desăvârșire, tinerele foarte moderne nu purtau iarna ciorap, ci doar șosete și pantofi blindați cu tălb groase de cauciuc. Fetele din generația mea n-au primit flori. Un tânăr cu un buchet în mână stârnea zâmbete ucigătoare. Cei mai romantici le camuflau sub altonuri în serviete ca pe un material interzis. Mircea a îndrăznit să traverseze orașul, purtând ca un drapel trei crești de salcâm galben. Mircea, cu chipul lui sfios, imprecis, aproape fără trăsături, cu privirea albastră și nesigură ca a tuturor miopilor. Nu ștergea ochelarii și te mirai că poate desluși ceva în spatele lentilelor tulburi. A fost primul amănunt pe care l-am remarcat, nu fără un sentiment de vagă iritare. Când cuiva îi rămâne un rest de mâncare în colțul gurii, îți vine să-i și șervețelul. Intrase în cancelarie extrem de timid. Purta un costum pe puncte dintr-o stofă cafenie grosolană cu dungi, modestă reeditarea completurilor diploma de altă dată. Se uita la noi zăpăcit și a trebuit să ne explice de trei ori că e fiul doamnei Balaban, profesoara de fizico-chimice. Doamna Balaban era bolnavă și urma să o suplinească timp de o săptămână. Directoarea întreruptă dintr-o discuție cu mânească de gimnastică și-a adus aminte. Ai dreptate, mi-a telefonat Lilica. Uitasem complet, ești student la Politehnică, nu? Anul 4, foarte bine, știi să umbli cu un catalog. Atunci a zâmbit prima oară, un zâmbet care nu-i semăna, fermecător, plin de îndrăzneală din cauza dinților albi și puternici. A clătinat capul. Nu-i nimic, hai să te descurci imediat, Venera, vrei să te ocupi tu?" Eram cea mai tânără din cancelarie și cea mai conștiincioasă. Arătându-i cum să noteze absenții, nu mă puteam împiedica să calculez că e doar cu doi ani mai mic ca mine. Un calcul automat atunci fără semnificație. Când a sunat de intrare, m-am ridicat brusc cu un aer extrem de profesional. Scuză-mă, trebuie să plec. Am adăugat mai ostentativ decât aș fi intenționat. Nu-mi place să risipesc un singur minut. Bineînțeles, aș îndrăzni v-ar deranja să asist la ora dumneavoastră. Mi-ar plăcea să mă familiarizez cu clasa dacă nu mă înșel după naturale au chimia. A fost ora cea mai imposibilă, cea mai nepedagogică pe care am predat-o vreodată. Voiam să par inteligentă, extrem de bine pregătită, aspră. Ca toți novicii mi închipuiam cu o clasă care tremură, e o clasă disciplinată. Am izbutit să fiu antipatică, prețioasă și corozivă, mi-am năucit elevii cu divagații și denumiri complicate. În drum spre cancelarie, Mircea chicotea. Vă spun sincer, am răsuflat și eu când a sunat de recreație. Aveam impresia că dacă mai continuă, o să scoateți și nu iau L-am fulgerat cu privirea și am declarat glacial. Nu-mi justific metodele. Mi-am închipuit că sunt spiritual adăugând. Dacă ai fi de la minister, părea că nu mă aude, sunt convins că ați obține mult mai mult dacă n-ați fi atât de înspăimântați. Propuneți-vă pentru început să zâmbiți măcar din 10 în 10 minute. Un exercițiu de voință. Când ai să fii dumneata dascăl, voi fi curioasă să constate efectele unui astfel de procedeu. Până atunci nu avem ce discuta. E ciudat. Și totuși, așa a început dragostea noastră. Intră, spuse Minerva. Titel Penciu părea nervos. Mi-e îngăduit să întreb pentru cât timp suntem priponiz la domiciliu, mai are omul și alte treburi. Minerva îl privi fix. Am avut grijă să-i anunț pe colegii dumitele de serviciu. De altfel, săptămâna asta bișnița e moartă, vă întură miliția hotelurile. Tânărul Penciu zâmbi larg. Țin să vă informez că nu mănânc cu sturoi. Miroase al naibii. Extrem de delicat din partea dumitale. Văd că ești pus pe confidență. Îl cunoști pe logodnicul venerei. Cine-i persoana? În orice caz trebuie să fie mare dobitoc dacă s-a încurcat cu vrăjitoarea De ce nu l-a grea pe Manu? Venera nu agrează pe nimeni, nu cred să fie avut vreun motiv special. Cei drept a încercat să bage niște spirale cu Cora, nu că eram eu pe fază. Chestia asta s-a întâmplat imediat după Crăciun, tocmai să terminase filmul. Sfârșit! exclamă Titel închizând televizorul. Elena se întinse și apăsă pe comutator. Avuse selecții în oraș și încă nu se dezbrăcase. Peste bluza delicată cu jabou, cam obosită și fără un nasture, purta o jachetă roșie și niște mărgele negre. Își consultă unghiile bine tăiate, apoi îndreptă o șuviță de păr. Ca să fiu sinceră, spuse înnăbușindu-și un căscat, pe mine filmele astea nu mă conving. Americanii au ce au cu pistoalele, italienii cu amorurile nefericite, sos geloși, aventuri extraconjugale, vendete, fleacuri de pe vremea lui Marcel Prevost. Dar nu-i să recunoscător, parcă. Jack se sufocă. Cum, dragă, Elenuțo, tu contești dragostea, sentimentele înălțătoare, indignarea legitimă bărbatului că-și fidelitatea este acea pârghie, acea punte. Pianista stai o reteză plictisită. Și etc. Nu e nevoie să-mi o conferință, Jack. Aste erau bune pentru mama mare care primea bilețelele blă de la bunicu și le păstra în cors ajun trimestru. Azi oamenii au altele pe cap. Sunt consternat, draga mea. Realmente consternat. De unde astfel de idei? Tu cauți în gura ei? Interveni Georgeta. Măritată n-a fost o izmană de bărbat, n-a clătit. Ce să știe? Ei, nu că asta mi-a plăcut. Pianista se artistic. Îți închipui că am avut nevoie de un petic de hârtie ca să cunosc viața. Ești ridicolă, fetițo. Titel se înveseli, trase din țigară cu ochii la inginer. Bravo, tanti, ia demonstrează-i tu tribunului Jack Moraru, ceva să zică o femeie cu vederi largi. Nu mă interesează demonstrațiile și n-am de dat socoteală nimănui, dar aberațiile mă scot din sărite. Notarul o privea fără să-și creadă urechilor. Manu, intuind ce avea să urmeze, încercă să se ridice. Jack îi puse mâna pe umăr, țintuindu-l în scaun. Unde duci, domnule? Stai aici, care teorii interesante să le auzi și dumneata. Ia explică-ne și nouă, Eleno, cum devine chestia. Va să zică eu o prind pe nevastă mea în pat cu un tip. Nimeni nu-și prinde nevasta în pat cu un tip. Asta se întâmplă doar în vodeviluri și în piese ieftine de bulevard corect, aprecie Titel. Notarul se enervă. Ești dobitoc, în pat cu un tip e o manieră de a te exprima. Vreau să spun că având certitudinea că nevastă mea mă înșală. Când ai certitudinea? Se interesă Elena. Lasă-mă dracului să-i sprăvesc, am deci certitudinea că are un amant. Unul sau un regiment, Chicoti Georgeta. A mai văzut noi și din astea. Deci eu, soț care-mi iubesc nevasta și-mi respect minul. Cum ar trebui să procedez după părerea ta? Ce ar trebui să fac?" Elena îl privi sarcastică. Să ți amintești de câte ore ai înșelat totuși și să-ți vezi de treabă. Nu fă pe lupul moralist, Jack. Biata, uranghiții destule. Ca să nu pomenesc cu cine te încurcai, pentru că e o femeie de soi costa, iar tu în viața ta n-ai oferit un pum de floricele. În consecință, nene, Jack, râse bine dispus titel, reglează stirul că nimerește alături. De ce alături de eu, otule? Mi se bulbuca se rochi și urla proșcând cu salivă. N-auzi ce susține mătușta? Va să zic că să deschid tractir în dormitorul meu pentru că am avut și eu acolo o, două, trei aventuri. La tot atât are dreptul și nevastă ta. Pardon, madam, ce n-ai ne unde te grăbești? Rămâi aici să fii arbitru. Ești imparțial afară din cauză. Inginerul Manu, Livid, își mușca buzele. Simțea că toată discuția asta este peste puterile lui. Voia să urce în odaie, să-și astupe urechile, să muște perna. Cora lipsea din nou. E o concepție imorală și incendiară cu care nu pot fi de acord. De milenii se închină o de fidelității femeii. Otelo și Desdemona, Paul și Virginia, Penelopa și. și. și... costică, sugeră titel. Moraru se holbă la el și pianista profită de pauză. Timp de milenii bărbatul și-a întreținut nevasta. Îi mai dădea mâna eventual să comande la potcovar o centură de castitate. Acum muncesc amândoi, au absolut aceleași drepturi. Eleno, dragă, pur și simplu mă înspăimânți. Însuși creatorul sau natura această minunată artizană a destinat. Te rog, se oțără pianista. Nu mă lua cu diferențele fiziologice. Bărbatul și femeia alcătuiesc o pereche, țelul e procrearea. Nu vă cum Dumnezeu l-ar fi destinat pe mascul să procreze mai mult. Și cu asta discuția e încheiată că mai plictisi destul. George ta o măsură peste ochelari. Ce bască pe pifimie, hăi! Care ți-l ai făcut tu, copii? Elena întoarse capul, considerând că nu merită răspuns. Moraru își răsuci trupul spre inginer. Ia zi tu, Dane, cum ți se pare Elenuța noastră? Îl întrebi cu ci acidă față cum vrei să o spurce. Na, vezi ce face, mărâi inginerul. M-a însătura de tâmpenii. Stai, dragul meu, că n-ai înțeles chestiunea. Admitem, nu-i așa că te înșală Cora. Admite, pe dracu, se hlizi Georgeta. Parcă vă cere vouă o voie, dacă era de că s-o mântuit. Titel comentă bine dispus. Chestia asta a învățat-o la Universitatea din Dorohoi City. Taci, mă, idiotule! Te rog, Getuțo, nu mă întrerupe. Discutăm în principiu. Deci, Cora are un amant. Ai văzut-o cu ochii tăi sau să zicem cineva? Eu ori băiatul ăsta ți-am adus dovezi de netăgăduit. E ipoteza de la care plecăm. Ce faci? Pipi, spuse pianista sec. Titel râse, izbindu-se cu palma pe genunchi. Hai că tare, n-ai treabă, tanti. Ai băut, Eleno? Geco privea buimac. Nu te mai recunosc. Dan făcu vânt scrumierei pe masă. Discuția e imbecilă și mă enervează. N-ai niciun pic de bun simț, Jack? De ce, dragul meu? Notarul părea dezolat. Pentru că mă preocupă căznicia nepotului meu, fericirea lui conjugală? Tăticul nu vrea să fie fericit, observă Titel. E bine, Mă rog, mă rog, n-am nimic împotrivă. Spunem mi tu, dănuț, aici de față cu martor că nu te interesează ce face cora în ale cui brațe, brațe, nelegitime!" Suflă mereu serviabil titel. Se desfată, acum și-ți promit că nu mai spun un singur cuvânt!" Își ridică bărbia în aer plin de demnitate jignită. Amu!" Georgeta se foi în scaun. Am dacă tot ați umbla la ulcica cu smântână și v-ați mânjit, bătări deșertați, o suntem în familie. O familie absolut anormală, preciză Titel, da, oricum. Dan ținea capul în jos, Elena îl privi mirată. Sper că nu te uiți la ce spune Jack, știi că-i se Te rog să nu te amesteci, sări moraru, și în al doilea rând nu discut cu persoane amorale. Hmm, să ți amintești de chestia asta când îmi linși farfuriile. Iar în al treilea rând voi oferi dovezi materiale, ți la bisi. Materiale, domnii mei, și insurmontabile. Zi pe românește unchiule să priceapă și mama. De netăgăduit, Elena îl măsură ironic. Care ar fi alea? Fără îngăduința soțului, declară patetic, nu voi vorbi niciodată. De fapt, nu vom vorbi. Titel la fel de bine informat ca și mine. Rămâne la latitudinea ta, Dane. Inginerul crispat făcu ghem între degete fața de masă. Maxilarele îi jucau sub pielea gălbuie. Vorbește, vorbește dracului și lasă-mă în pace. Foarte bine, e rândul tău, băiete. Sunt un gentleman, unchiule. Ești un idiot, spuse Georgeta. De amuzi dacă ai ceva de zis. Tânărul își vârâ mâinile în buzunare, declară pe un ton care sugera în așa măsură certitudinea, încât își îngăduia să fie neglijent. O chestie pe care o știu și copiii. Primo tempo, mâine la ora 19.30, un turism roșu Fiat 1100, numărul 16B5879, o va prelua pe cora din fața Muzeului de Artă, Cols cu Cristian Tel. Lângă biserica Amzei, preciză notarul. Georget aș făcut semnul crucii. Măiculiță lângă sfânta biserică. Secundo tempo. Masculul și zâna vor coborâ în strada Sergen Dimitrescu numărul 118 pe cartierul Tei. Teatrul de operațiune, apartamentul gagiului la parter. Dormitorul dă într-un scoar. Un oblon de la fereastră e stricat. În mod excepțional, deci, clișeul poate fi înregistrat de ochiul terțului interesat. Urmărirea poate începe de la muzeu sau direct de la locul faptei. Fine! Te unde le scozi, măi, băiete? Se minună Georgeta zdrobită de admirație. Din pușculiță! Elena i aruncă o privire disprețuitoare. Ce mârșăvie! Ascultă, Dane, nu poți lua în serios grozăviile astea! Sunt abjecți, sunt!" Taci!" șuieră inginerul încleștându-și pumnii. Foarte bine. Vom merge mâine împreună. Trebuie să se aleagă într-un fel." E caragios, n-ai voie. Nu-ți dai seama o insulți." Ți-am spus să taci!" Titel, mâine după ce iese coră ne aștepți în fața aprozarului într-un taxi." Cum vrei bata, lecoane!" Jack părut dintr-o dată cuprins de scrupule. Ascultă, dragul meu, părerea mea e să te mai gândești." Nu știu dacă inima ta, înțelegi, trebuie să fii prudent. Poate că preferi să nu știi, să nu vezi. Cunosc o grămadă de cazuri care au dus așa până la nunta de aur. Ce scârbă mare ești tu, Jack! Elena clocotea de indignare. E greață. Trage tare cu zeamă de varză, sugeră Titel. Clătină decepționa din cap. Parcă n-ai fi din familia asta, nu te interesează nimeni și nimic. Tu vorbești parazitule. Hopa! Ascultă-mă, Adam Țambal! Jack Moraru interveni împăciuitor. Dragii mei, vă rog, ne depărtăm de subiect! Își drese glasul. Cora e o femeie vampir! Își bat jocorește soțul și acum îi vrea averea! Ea a încercat să-l omoare! Să-l omoare? Se holbă pianista. Să-l omoare? Îți dai seama ce spui! Aici a cam luat o razna! Se asocie Georgeta Penciu. Elena se ridică foc și pară. Să-l ucidă pe bărbată sau poți să crezi așa ceva, Dane? O să creadă, n-avea grijă, titel, după filmul de mâine seară. Pianista nu se lăsă, trase de mâneca inginerului. Vorbește, Dan, crezi că nevastă e o criminală? Glasul lui Manu păru dintr-o dată foarte răgușit. Azi nu cred nimic, mâine... Își înghiți saliva, Jack îi aruncă o privire triumfătoare Elenei. Georgeta se uita la ei cu gura căscată. Ochii lui Titel luceau ciudat. Titel Penciu susținu cu îndrăzneală privirea Minervei. O seară întreaga încerca venera să mai iurească, dar n-a ținut am ochiul câmpului. Ascultă sfatul meu flăcău și cască-l bine, calci pe teren accidentat. Minerva îl așteptă să iasă. Oamenii ăștia mi-i înșiră baliverne. Care-i adevărul?